Salutare! Azi este din nou luni, trebuia să închei de ieri toată activitatea aici, dar afară fiind vremea cum este, anume ninge, nu știu cât de bine se vede, o să mai continui aici treaba, încă o zi, după cum știți am băgat deja plasa. Urmează să demontez chestia asta, ăsta de încălzitorul ăsta de apă și să dau faianța asta jos pentru că tot trebuie să dau până la urmă și măcar o să o las aici jos, în, sub beton. Iar apoi am cumpărat carton să pun de jur împrejur și niște polistiren și după să pun folia jos peste piatră. Continuăm. După cum ați văzut, am dat jos faianța aia
S-a dat foarte greu, mult mai greu decât mă așteptam eu. Și am renunțat să o las aici, au rămas doar mărunțișuri, câteva cioburi. O să le compactez un pic după. Pentru că nu păreau să fie din peisaj și nu era locul lor acolo. M-am apucat să pun izolația asta. Am făcut greșeală că am luat din asta cu nisip, nu știu cum se numește exact, are o denumire. Și e destul de gros, l-am luat cel mai scumpă rolă din raft. Nu m-am gândit că e gros și o să muleze atât de greu. Știu că e pusă mai mult degeaba, dar am vrut eu să o pun. Oricum o să vină polistiren pe partea asta și o să izoleze bine și jos folie. N-am lipit-o cu arzătorul, chiar dacă am și arzător la mine, deoarece trebuia să-i dau amorsă și avea timp de uscare 6 ore. Am renunțat. Fapt pentru care am pus-o doar așa și unde au fost îmbinările, i-am dat cu o spumă poliuretanică. Mă rog, e o spumă pentru zidărie, lipit chestii, nu știu dacă are vreun efect aici, dar eu i-am dat așa. Da, ideea e că am vrut să fiu un pic mai protejat dacă e ceva umiditate să se ducă în jos. Am bătut-o cu niște cuie aici în partea de sus, se văd. Nu știu, asta poate o să o tai după sau o să o las, o să vedem. Dar ideea e că aici am vrut eu să fiu un pic mai protejat de umiditate, chiar dacă vine polistiren, așa cum am zis. Bun, continuăm.
După cum se vede, am terminat de pus și rândul al doilea de plasă. Am pus cartonul ăla, care v-am zis că nu e pus corect, asta știu. Acolo nu mi-a ajuns, știam că nu o să mai ajungă. Dar intenționat am lăsat porțiunea asta, deoarece e subsolul acolo, e demisolul și nu prea vine apă. Partea asta din spate e mai expus un pic la umiditate. O să-l l-am făcut așa ca un short, să vină sub folia, folia am pus-o peste, iar acum o să pun un polistiren de jur împrejur, un polistiren de 2 extrudat. Mulți a zis să pun sub placă, dar n-are rost, deoarece o să vin cu un strat de 7-8 cm, poate 10, peste placa asta de beton, peste care vine încălzirea în pardoseală. Și atunci era inutil să pun polistiren și aici și acolo, era, mă rog. Bun, ce să mai, continuăm. Într-un final am terminat și cu fierul și cu polistirenul de pe margine. Nu arată el prea estetic atât fierul cât și polistirenul, dar sper să-și facă treaba. Acum o să înceapă să zică toată lumea că de ce am pus pavelele astea, că trebuia să pun distanțiere, că așa se face, că nu știu ce, că... Mă rog, asta e alegerea mea, mă privește pe mine. Bun, legat de polistiren trebuie să dau cu niște spumă poliuretanică, am avut ceva de lipit. Dar nu prea, de fapt nu umflă deloc și trebuie să iau niște spumă, n-am avut acum la mine, nici nu mai pierd timpul, data viitoare când o să vin o să dau cu un pic de spumă pe la colțuri cum e și acolo, la țeava aia. Acolo placa vine un pic așa că e, știți, e țeava de canalizare care coboară. În fine, trecem peste. Urmează să dau nivelul și ușor, ușor să turnăm. Am dat și faianța aia, cum ați văzut jos. Aici aștept părerile voastre în continuare pentru a desface bucata asta. Aș vrea să scap, să o tai de aici și de acolo, eventual să o mut mai sus sau dacă nu se scap de aia de tot. Da, aștept sugestii de la voi. Ca de obicei, până data viitoare, nu uitați să vă abonați. Vă salut, la revedere!